curând o să intre aici o interpretă, mulți o cunosc, mulți o știu și în calitate de designer, dar mai nou s-a încercat și în calitate de actriță și pentru că nouă ne plac lucrurile frumoase care se petrec în țara noastră, uite că despre un eveniment cultural am vrea să vorbim cu Ecaterina Cojocară alias Cheia și despre cum s-a simțit ea în calitate de actriță cu roluri destul de complicate în filmul autohton Botez. Salut! Așa este, bună, bună! A fost un botez tare frumos pentru tine în cinematografie, draga mea. Așa pentru este. Cei care sunt conectați pe rețelele de socializare, s-a făcut mare tam-tam cu acest film. Am primit și eu invitații, dar din păcate cu fetele de varicela, cu varicela acasă nu prea am putut să ajung. E un lucru uimitor ce ați reușit să adunați oameni buni și să se vorbească despre film atât de mult. Foarte corect. De fapt, pentru mine, am spus, a fost o mare, mare provocare. Dat fiind faptul că pentru prima dată, deci eu am mai avut experiență în teatru, dar totuși film e puțin altceva. Ceea ce am încercat noi să aducem realitatea. Și este un film despre Moldova, este un film despre situațiile care au fost și care sunt până în prezent. Deci dificultatea, da, a fost destul de dificil să fiu acea protagonistă Maria. Pentru că tu ai jucat o femeie la diferite vârste. Așa este, am avut 5 vârste în film și toate au fost destul de dificile. Și nașterea am încercat-o oarecum. Dar tu nu ai născut. N-am născut. Dar cum ai jucat-o oare asta? Cum te-ai simțit în momentul? A fost ceva special, da, și pregătirea. Sigur că tot ce s-a întâmplat a fost o mare responsabilitate și atunci când am lansat câteva poze în rețele de socializare, am scris să nu mă judecați prea dur, pentru că nu sunt o actriță profesionistă. Am încercat să o fac cu sufletul și cu tot ceea ce am putut eu. Dar cum ai ajuns tu în film? Deci m-a contactat regizorul filmului, da, Ivan Anir, și am fost la un casting. Am încercat să fiu în tandem, să zicem, cu cealaltă protagonistă, pentru că asta, de fapt, a fost interesant, relația dintre prietenii, dintre o femeie și o femeie. Și atunci când el a simțit naturalețe în tot ceea ce făceam, pentru că nimic special, deci am încercat să o trăiesc așa cum simțeam. E, dar la premieră cum ai venit tu, draga mea? Ce ți se pare? O rochie de asta superbă, covor roșu chiar ați avut. Așa este, da. Și ai ieșit din limuzină. Da, așa este, dintr-o mașină. Ia, uitați-vă! Da. Uitați-vă, uite, aceste imagini sunt din Moldova, dacă vă dați seama. Da, ar trebui să fie mai des, dar asta să știți e. Că lumea noastră, deci, de fapt, oamenii au încercat să vadă frumosul în asta și chiar mă bucur, cu toate că au fost multe lucruri negative care au fost scrise, gen blană naturală sau lucruri așa, dar eu tot la fel, pentru că creez haine, nu folosesc lucruri naturale, dar atunci când o femeie le are în garderobă, de ce să nu le portăm la ocazii de genul, da, deci sunt și eu contra, de fapt, lucrurilor date, dar așa a fost să fie, așa a fost conceptul deocamdată. Și ai prins foarte bine, pentru că noi tot la ședință am vorbit despre asta, ați văzut. Da. Înseamnă că am încercat și, da, deci mulți scriau gen unde așa încălțăminte alături de o blană. Deci dacă să deschidem un pic parantezele, toate starurile de la Hollywood poartă și Kim Kardashian și tot, sandale cu blană și cu rochii lungi. Tu mergi de la o stație până la altă stație, cobori dintr-o mașină și intri într-o sală. Foarte corect. Deci lucrurile ar trebui privite un pic altfel. Așa, da. Da, privite un pic realist și un pic totuși ne mișcăm. Un pic vrem alt nivel, vrem să schimbăm lucrurile și asta facem. Muncim spre asta. Și atunci când te-ai văzut în alte roluri, da. Pentru că scriai pe net, pentru că ți este foarte greu să te desparți, sau cel puțin a durat cam 2 zile, să părăsești personalitatea Mariei și să treci înapoi. Așa în este. A ta. Da, pentru că eu veneam de la, respectiv, pe lângă acest proiect, am mai avut alte lucruri de făcut și eu chiar veneam acasă și nu puteam să-mi revin din emoții, pentru că am trăit acolo, deci tot platou, când erau filmările, tot platou plângea împreună cu mine. Și oamenii ziceau că ei n-au mai trăit așa emoții. Deci totul a fost mega, mega true. Hai să vedem teaserul acestui film și să vă convingem să mergeți la cinematograf să vedeți film. Avem film de Moldova la cinematograf. Wow! Haideți să vedem teaserul. Vini razul vă vedele că da, eu забирал милиция. А милиция у нас это ты, Василий. Так точно. Да, то... Ești sigur că copilul e a tău?
Tu ce faci? Și nu crezi? Vase, nu te rog, oprește-te! Vase, hai să vezi, n-a să afli nimic, te rog frumos, lasă-mă să merg cu tine. Te rog, Vase, nu faci nimic rău! Vase, avem atâtea datorii că ne-i rușine să merg pe drum. Te duci la sorului tău. Și te uiți la mine. Te duci și tu cum îți duci toată lumea. Nu-ți așa nic. Ruchi, ubri! Но вы не сказали, почему. Потому что у власти такие, как мы с тобой. Înțelegem de ce ați plâns pe platoul de filmare. Da. Dar ești răvășită de la acest film. Așa este, deci el m-a adică răscolit. Nu e un film din ăsta care să-l consumi cu popcorn, să stai, să râzi. Nu. Într-un oarecare mod, da, asta era ideea și totodată eu chiar vreau să menționez acest lucru. Eu am crescut alături de această experiență. Dar cât timp au durat filmările? Jumătate de an. Uh-huh. Deci, în general, este un record. Da, pentru că filmul a fost făcut de la A la Z din ianuarie, să zicem, ideea, scenariul și așa. De la scenariu? Da. Nu, de fapt, scenariul a fost scris aproximativ 6 ani, ca să nu greșesc, dar totul a durat în decurs de adică, un an. De fapt, da, filmările și premiera și totul, propriu, da. Da, da. Și așa a fost echipă mare, ați avut da, a fost o echipă și deplasări. Da, da, corect. Am filmat în mai multe țări, inclusiv și în Italia, am stat o săptămână pentru filmări acolo. O producție scumpă. Da, oarecum. Scumpă și totodată, deci chiar aș vrea să menționez și acest lucru, că este făcută cu ajutorul eforturilor oamenilor, da? Pentru că foarte mult entuziasm a fost în acest film. Și sigur că eu personal, când am citit pentru prima dată scenariu, eu n-am știut că este bazat pe fapte reale, dar mai târziu pe platou mi s-a spus că au fost fapte reale, de fapt, și a existat o astfel de femeie care a trecut prin toată drama asta. Și eu am spus, wow, cum așa ceva e posibil. Și da, de asta am încercat să redau. Viața bate filmul în multe momente. Da, entuziasm din asta rămâne să facem noi cinematografie, pentru că bani pentru acest lucru sau proiecte sunt foarte puține. Așa că mergeți la cinematograf, plătiți pentru munca acestor oameni. Adică noi mergem să plătim munca celor de peste hotare, de ce nu mă face să îi susținem și pe noștri. Știi că oamenii când ieșeau de la film, în general, reacția am încercat, pentru că am avut două premiere. Prima a fost cu toată echipa și a doua am avut-o doar pentru cei care cheie family, da, să zicem. Oamenii ieșeau și nu aveau ce să zică, deci nu aveau ce să comenteze. Ca după ce a fost, deci filmul deja merge de două săptămâni, da, în cinematograf, am primit sute de mesaje despre faptul că anume i-a atins momentul că a fost totul bazat pe fapte reale. Așa, deci, ne bucurăm foarte mult să te redescoperim și în această postură. Bravo, spor la muncă și mergeți să vedeți filmul. Ai reușit să te odihnești un pic. Un pic. Un pic. Doar un pic. În Bulgaria ai fost. Am fost în Bulgaria, da, am mers foarte frumos și acolo.